număr de 14 consilieri în funcție. Consiliul local este întrunit în ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Ați primit materialele de ședință și procesul verbal de la ședința anterioară? Sunt discuții? Având în vedere că nu sunt obiecții, supunem la vot procesul verbal al ședinței din 9 februarie 2018. Voturi pentru? Abține? Doamna președinte Greșteanu, Nicoleta, vă rog să luați conducerea ședinței. Vă mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, vă prezint ordinea de zi, așa cum este înscrisă în invitația de convocare. 1. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sastud pe anul 2018 și estimările pentru 2019, 2020, 2021. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunii martie, aprilie și mai 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 1558 de metri pătrați către parohia ortodoxă de stil vechi Sfinții Trei Ierarhi, Comuna Sastud, Județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru aprobarea unui ajutor de urgență. Și 5. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Începem proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Sastud pe anul 2018 și estimările pentru 2019, 2020, 2021. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 3. Discuții? Vă rog, domnul Marian Chireac. Referatul de aprobare. Văd că ați trecut aici un excedent bugetar. 36 de miliarde. Este de la bugetul, este într-adevăr excedentul bugetului local? Sau nu cumva sunt bani de la AFIR pentru drumul de exploatare? Sunt și bani de la AFIR. Păi și de ce ați trecut în excedent bugetar atunci? Că nu sunt bani noștri. Sunt în excedent. Păi sunt excedent, dar nu știu dacă ăștia ne cheamă mâine să-i dăm înapoi, dăm mâine înapoi. Mai este excedent sau nu? Ei sunt folosiți în anul acesta cu aceeași destinație. Sunt în excedent pentru că nu s-au utilizat anul trecut. Da, doamna Barbă, dar nu sunt economiile primăriei să fie bugetul, să facem ce vrem cu ei. Deci nu sunt a noștri, ei se regăsesc doar în buget. Deci ei se regăsesc în buget, nu pot. Lăsați-mă să discut, dacă nu luați mea scurt, că nu o să fie timp. Deci nu sunt banii noștri, așa, dacă ne cheamă mâine și dăm înapoi, dăm înapoi. Deci nu e excedent pe bugetul local ăsta. Aici scrie destul de clar. Excedentul bugetului local. Da, dar ei se regăsesc în bugetul local. Chiar și sumele de la AFIR sunt componentă a bugetului local. Nu avem buget separat. Dar nu, aici vreau să te dau o explicație, că nu sunt banii noștri. Deci dacă nu plecăm cu un plus din primărie pentru anul ăsta să te cheltui. Nu sunt primărie, pentru că fondurile de la AFIR au fost 2 miliarde 284 de lei. Da, au fost 20 de miliarde. Da. Păi da, trebuia scăzut, trebuia trecut. Bugetul local este 6 miliarde care este. Nu tot. Excedentul este un total. Asta ziceam eu. Bun. Mă lămur, deci aici, dar oricum aici nu e. Deci noi nu trebuie să știm că nu avem ața bani, ar trebui să-i cheltuim, sunt banii noștri. Așa sunt banii de mici care îi putem da înapoi. Mariana, acolo îmi mai greu. Ce explic eu? Bun. Avem la capitolul 5102 pe autorități publice. Undeva unde scrie consultanțe juridice 42 de mii de lei, 20 de lei. Asta înseamnă un avocat sau ceva care face consultanță juridică. De ce nu angajăm un jurist al primăriei? Ca să folosim în fiecare zi aici și la... Dați voi să vă explic. Pentru ce dăm ața bani la un avocat care îl chemăm și dacă poate să vină vin, dacă nu? La ce dăm consultanță juridică? Asta ce înseamnă? 42 de mii de lei, 420 de milioane, consultanță juridică. Da, domnul Marian, eu l-am primit de la dumneavoastră, pe avocatul ăsta. Și chiar are vreo 9 ani, 8 ani de experiență cu vibrul primăria Sastud. Și am zis că dacă tot câștigăm procese și nu pierdem, și de o calitate umană deosebită, am zis să-l menținem, că nu e atât de greu să poți să rupe o relație contractuală. Dar ce punem în loc
Păi angajam un jurist care cu banii să-l plăteam. Și îl pune pe nu. Și-l aveam cu un tipul la noi în primărie. Dacă vă duceți, domnul Maria, dacă vă duceți să vedeți cât e salariul unui jurist, după aia se dublează. De la 42, de la 42, da, da, da. Ba nu se dublează. Păi învăță, 38 milioane pe lună la un jurist. 42 împărțit la 2 și vin 38 milioane. Domnul, vă zici, bă, domnul, în afară de asta, pentru treaba asta, ne asumăm răspunderea tot pe executivul, pentru că avem nevoie de oameni buni. Noi nu dăm bani la veniștea care vin și pleacă. Am preluat un om bun, un avocat bun, dinainte de 2009. Deci de 2009 până în 2018 sunt 9 ani de zi. Apoi toate dosarele astea care vin, tot ce se întâmplă, orice, îmi parcă cu Nicu acum, dacă era Nicu, certifica ce fel de calitate are avocat. El nu făcea și să n-a urmat până nu vorbea cu doamna avocat. Adică să fie iertat ce spun. Ai valoare, știi, ai valoare, se desc ca primarul și la un moment dat te poți duce la bani. Noi n-am găsit un jurist bun, presupun. N-avem oameni juriști, n-avem, a fost postul scos la concurs de atâtea ori, de două ori, de trei ori. Și ne-a venit, am fost obligat să angajez din alte părți. Și secretarul primăriei, și celălalt de la, cum mă cheam, la Orbec, la resurse umane. Nu avem oameni care să vină să muncească. Hai bine, acum era o variantă aia, că la timpul respectiv erau și salarii mai mici, mai de aici. Acum au niște salarii mai buni. Vă mai dau un exemplu ca să puteți câștiga astăzi cu 2-0, în deplasare. Am apelat la doamna Ierteanu și m-a rugat de ea și bolnăvioară și de neaselic i-am spus, domnule, rămâneți, vă rog frumos, rămâneți și mai stăm până găsesc copt. Ce-ți fac, să aduc altul, m-am aluresc? Acum chiar nu se găsesc copt, la salariile care le-ați dat, cred că nu vin niciun. Dar m-a scos postul la concurs, mai avem. Sunt posturi scoase la concurs, le mai spate, dar deocamdată o să blocheze posturile astea. La capitolul avocat mi-asum răspunderea pentru că lucrez direct pe toate ce înseamnă semnătură și răspundere și mi se pare că așa e corect să mă zic da. Cineva în frâu, bineînțeles, în frâu cu semnăturile. Ați trecut aici în fiecare an până în 2021 bugetul. Am sesizat că în fiecare an de la an la an 10 miliarde scad. Pe ce? De ce ne-ați mers? Cum? De ce ați ajuns la... Așa s-au alocat sumele de la bugetul de stat, despre scătoare. Voi să explic ceva care nu știe nici tu, Gabi. Noi anul ăsta am primit suma asta care am văzut acolo de 3 miliarde, ultima dată acum, pentru că orașele, Bacău, Onești, Măinești, Comănești și Bucușul, au cedat către unitățile OAT-urile din exteriorul, din interiorul dreptului Bacău. Și ei mi-au făcut un favor. Acum, tu mă întrebi pe mine de ce scad. Mă întrebi de ce scad. Fiecare a văzut că au crezut veniturile. De ce? Păi de... Care a fost la bază? Ce a stat la bază acestui... Păi la mine a crescut un pic, dacă vă uitați. Văd că nu. Ia uitați. Scade, fiecare an scade câte 10 miliarde. Exact. În 2019, 2020. În 2021, dacă acum sunt 86 de miliarde, în 2021 sunt 66 de miliarde. 20 miliarde de interes. Mă trebuie să crească. Mă rog să creștem, scădem, v-ați gândit să ducem pe una înapoi sau să mergem pe aia? De asta, aici am lucrat să mergem. Nu, dar... Ce asta la bază? Ce asta la bază? Îmi pare rău să vă fac observații. Dă-o la spigărița să-ți explice mai bine, după aia intervine o altă măsură. Păi doamna, încercați mi-ați dat lăsat, pentru că să stăm mai întâi. Nu, vă spun după aia. După ce spune doamna? O las pe doamna să spună, poate înțelegi mai bine. La mine zici că te-a băiești cumva. Nu, dar spica să înțelegi așa, hai să spica, înțelegi. Păi noi facem proiecte mai mari, Ani. Atenție ce spui. Prima dată l-am întrebat, dar mie mi s-a părut ceva, 20 miliarde la anul ăsta până în 2021, mi s-a părut ceva, o diferență mare. M-am întrebat de ce. Posibil să fie bine, să aveți dreptate. Sigur, poate doamna Varba are dreptate, dar am întrebat. Vă supărați că am întrebat?
Dumneavoastră a spus că a crescut la dumneavoastră lucrurile. La dumneavoastră mă căscați. Faceți niște ore de meditație. Valoarea proiectului. Niște ore de meditație. Nu, dar trebuie să nu pot în camera să dau un răspuns că... De ce? De chiar asta știu. De ce zice uneori mea? Avem, uitați, vă citesc eu după material, da? În 2018 sunt alocate 8.487,65 lei. În 2019 vine la 7.516,20 lei. În 2020, 7.209,20. Iar în anul 2021 vine la 6.673. Deci, în adresa de la Direcția Județeană a Finanțelor Publice, prin care au fost alocate sume defalcate din TVA, în anul 2018 avem 3.212.000 lei, deci 3.212.000 lei. În anul 2019 avem 2.409.000 lei, în 2020 1.978 lei și în 2021 1.176. Deci ele sunt descrescătoare, de aici provine... Și eu vă pot da o explicație. În programul de guvernare există reducerea TVA-ului. Normal să fie așa, dar la domnul Chiriac e mai greu. Dar n-am terminat, am înțeles, dar nu mă lăsa să te termin pe domnul Gil. Păi da, am vorbit, stătea sunt de la prima faie, m-am ajuns. Dar trebuie să terminăm, trecem tot bugetul sau facem o porțiune? Deci avem mai mult probleme. Vă ascultăm, domnul Marian, dar nu mai credeți timpul. Ba chiar nu știu, nu trebuie să mă explicați. Așa, așa explicația la doamna, explicația la doamna Barbu, oricum nu stă în picioare la chestia asta de rest, să vă spun eu. Și înseamnă 17 proiecte pentru noi. După aia vorbim. Și să înțelegeți de unde vin. Hai să ne concentrăm pe anul 2018. Avem la... Avem la capitolul 6102. Avem cheltuieli cu poliție locală 50.000 de lei, 500 de milioane pe an. Ce mi se pare mic să se și justifică aici? Pentru banii ăștia n-au o mașină. Nu sunt dotați cu absolut nimic ca să putem să-i punem la treabă să scoată acești bani. Ei acum, în afară că merg pe jos cu mașinile lor particulare, nu fac nimic altceva. Nu i-am văzut să aibă un proces verbal, nu i-am văzut să pună o... Să ducă să iau o decizie. Absolut nimic. N-au un birou unde poate să ia... Dacă prinde un cetățean pe stradă care vrea să-l legitimeze și... N-au un sediu unde poate... Dar trebuie să prinde un cetățean pe stradă. Eu nu știu dacă e dotat pentru așa ceva. Să-l iei, să te duci cu el la... Să-l iei de pe stradă, să mergi cu el cu mașina, să-i pui cătușile sau ceva dacă e nevoie, să aduci pe om ca să-l legitimezi. Ce este statutul polițistului? Da, da. O diferență dintre polițistul local? Nu am citit. Scrie destul de clar un om care nu se legitimează. Deci de asta am spus. Prea mulți bani cheltuim, iar noi nu dotăm această poliție locală, nu dotăm cu ceea ce trebuie, pentru a-i pune la treabă ca ei să justifice cei 500 de milioane care îi dăm pe an pentru salarii. Nu am nimic cu ei, sunt necesar, trebuie să-i avem, dar nu i-am dotat cu nimic. Mai întâi am angajat fără să-i dotăm. Mi se pare o sumă foarte mare dacă nu umblăm și la dotări la ei. Următorul. Am văzut pentru autul utilar. Da, atât, am văzut. Nu, că am văzut mașina. Trebuie să-i dai să facă dare. Dar am văzut că e cu roaba. Ba nu, domnul primar, nu că am văzut cu roaba. Dar de ce n-ați văzut de la capul? Dar avem un an. Domnul primar, pentru că ați propus mașină pentru... Da, dar asta de la propune până aduce și altceva. Vă felicităm, domnul primar, că a scăzut rata infracțională cu 50% la poliția. Au plecat direct. Felicităm, domnul primar. Rata infracțională n-a scăzut...
Atenție! Da. Uite că am pus camere de luat vedere, noi am pus, noi le-am făcut, noi am angajat poliția locală. Noi toți aici că suntem consilierii, noi am aprobat norma de hrană, noi aprobăm acum mașina, noi aprobăm bugetul. Rata infracțională nu a scăzut din cauza camerei locale, a scăzut complicat, e retofar. Dar atunci de ce nu v-a adresat domnului șef de post, domnului Popa, da? Să vă informeze. Îl chemă să vă informeze, vedeți ce spune dumnealui, ce mare ajutor este. Pentru că i-a mai plecat un polițist. Ați la cameră, vorbim la cameră, dar noi, eu mă vorbeam de altceva. Nu, nu, eu vorbesc de ce plecați aici la cameră? Hai să vorbim de banii personali, de asta vorbim. Dumneavoastră aveți dreptate dintr-un punct de vedere. Vreți să vă faceți campanii? Eu să fac campanii? Și vorbiți azi, uite lumea până. De ce să fac campanii? Pentru că nu aveți dreptate. De ce comentați un lucru care este... Deci nu ați că ați mai vorbit la buget? Nu, nu, ne-ați jignit că nu avem mașini, nu prindem mașini. Am trecut, am avut-o, n-am luat-o din cauza că am avut de dat la proiecte bani. Și m-am gândit, bă, nu facem primăria, nu facem, nu luăm mașină, am redus de peste tot să plătim cele 17 proiecte care vin. Primul de 4. Avem un rând de când plătim proiecte locale, care vreau să dați bani, nu mai zic. Cu drumurile de exploatare, știți? Că eu mă mai duc prost acolo la București și fac tot felul de lobby și putem câștiga ceva. Unii au uitat de unde au mai ieșit deputați, senatori și alții. Vedeți? Eu vorbesc pe asta, pe... Avem la ISU, avem la ISU la garaj, 260 de milioane. N-a fost construit? Sau este alt garaj ISU? S-au alocat 260 de milioane pentru garaj ISU. Doamna Constanță, vreau să vă explic. Deci s-a finalizat garajul anul trecut. Numai că nu a mai fost timp efectiv să facem plata. Recepția a fost undeva pe 27, guvernul a emis o ordonanță prin care interzicea să mai facem plăți pe 28-29-30 și nu a fost timp. Adică acum ar fi cel care a făcut garajul, a făcut banii lui, cu buzunarul lui, și omul a înțeles sărac, până acum îți dăm banii. Eu îi încălcat, ceva acolo. Nu, pe noi știu care garajul faceți, că știam că să-i plătim, mai facem la garajul. Asta aici, roșu, vă deranjează culoarea. Care culoare? Nu, chiar nu-mi deranjează. Chiar vă place. Nu, chiar nu-mi deranjează. Bravo. La capitolul 6602 avem reparații, dispensare, etaj 2, 850 milioane. Ce anume se face la un etaj? Cu 4 camere sau 5 camere sunt acolo, în afară de var și regip de 85 de milioane. De 850 milioane. Mi se pare o sumă foarte mare. Dispensare, etaj 2. Sunt 850 de milioane care se bagă la ce acolo? La Egipt și la ce se bagă? Deci, și var. Deci am o mare rugăminte și aș vrea să vă gândiți că noi trebuie să discutăm și niște condiții umane. Dacă vedeți lista de materiale, o să vedeți că ne-am limitat la minimum. Ca să putem caza ce înseamnă ISU și tot ce avem aici, undeva sunt vreo 45 de angajați, dacă vă interesează, pentru două mașini. Și atunci nu m-am mai uitat ce condiții pun. S-a anunțat că vin domnul ministru secretar de stat Arafat în va pentru inaugurare, să vadă cum stau lucrurile. Și nu pot să chemi un ministru secretar de stat să duci la pavilionul unde vor locui, unde va staționa aia 24, de 24 de ori, să le pui. Și dacă nu vin și băgăm bani degeaba? Ca să băgăm bani de ministru? Dacă aveți, atenție că aici e important, dacă aveți cumva suspiciuni din punctul ăsta de vedere, vă rog Consiliul Local să înființeze o comisie de recepție, pe rândul care o avem noi, câte doi consilieri sau trei consilieri sau patru consilieri, nu mă deranjează să participe la recepție lucrărilor care se fac. Pentru că da, sare ochi suma, dar dacă te duci și vezi cât costă un lavoar, cât costă numai o gheretă de azovare, cameră de duș, îți dai seama că e foarte puțin. Când vorbești de 34 de milioane de lei, nu au canul de aia de duș, cu toate alea care sunt acolo, mă duci la un moment dat și spuneți, când vorbești de centrală, pe fiecare palier, caloriferic și tot ce... Vreți, cred că investiția, cred că la rectificare o să mai fie o bucățică de ce nu. Pentru că noi am prins sumele, poți să-ți cheltuiască toate sau poți să rămâi dator, ca și la garaj.
În condiții când vin... Eu pun o întrebare, domnul primar, nu ați răspuns la asta. Aici scrie despre reparații curente etaj 2. Nu spune mobilier, nu spune păi, nimic. Reparații sau și la boar? Noi nu reparăm la boar, reparăm doar etajul, așa scrie. Amenajare, domnul Maria. Nu scrie amenajare, nu scrie obiect de inventar, nu scrie nimic. Dar scrie aici 10 la boar, scrieau 20 de, eu știu, de băi. La 3 milioane știam. Domnul Maria, ia să vă mai spun. Scrie doar reparații curente. Știți a cui clădirea asta de aici de față? A cui este? Acum mai s-a scut. Bravo. Primăria poate să facă un nivel și restul să o lăsă așa. Adică ne cărpim, când ne încep de reparații, faci fațadă, faci tot. Nu scrie tot primar aici, de ce ați zis fațadă și toți ăștia? Pentru că aici, după banii ăștia, o zic până la etajul 12, am scris cumva fațadă eu acolo. De ce nu ați scris reparații, fațadă, reparații, exact tot ce scrie eu zic? E greu de a scrie. Păi dar e greu, dar văd că l-a scris. Păi dar e greu de a înțelege. A, deci eu înțeleg că... Deci îți place înțeleg la ceea ce n-ați scris de oase, nu? Pătrați de construcție are indispensarul? Ba, așa, pentru că împărțiți metru pătrat la sumă și vedeți cât tipi de asta. Dar nu, da. Noi nu reparăm tot dispensarul, domnul Fumar. Doar numai etajul 2. Doar numai etajul 2. Dar nu poți să fac țigăneală. Dar nu, dar vă ies țigăneală pentru că n-ați născut aici. O să spuneți, acum ne spuneți că împărați la voare și aici scrie doar reparații curente. O să-i trezim cu datul în var și-o pus un gips. În ăștia 80 de milioane. Bă, dar există audit, există. Așa stai, nu văd altceva. Mai jos avem... Dar vă îndrum să faceți ceva. Treceți aici, la Crâșmă, la... Deci uitați-vă. Uitați-vă. Ochi, aveți voie. Dar la ce să mă uităm, domnul? Ce se mă dă? Să vezi ce să faci. Ce se poate face la... Ce s-a făcut? Etajul 2 e dat cu var, am fost acolo. E doar dat cu var, schimbat în principiu de 50 milioane, mi se pare enorm de mult. Dacă și dușul adevărat, atunci obiect inventar, cum a spus, dușuri, asta, plus ea, se schimbă. Dar aici nu scrie așa ceva. O să-i trezim doar numai că îți dat cu var atât. Mai avem aici obiect de inventar, 20.000 de lei, nu la același capitol, la salonul lux. Dacă aici se bagă 200 de milioane în salonul lux, am mai văzut aici, reface instalația electrică 40 milioane la salonul lux, că asta știu că a fost făcut salonul lux în 2008 sau 2009. Și nu știu cât, nu știu de ce a trebuit neapărat să mai faci cu altă instalația electrică. Haideți să vă zic eu. Iar pentru obiectiv... Eu am prins în mod obligatoriu banii ăștia, și auză că nu mai vreau să las salonul ăsta lux. La mâna lor pui să facă bani, și să nu vin de acolo măcar să plătească 5 milioane de nuntă pentru tot ce se face aici. Și am zis, luăm 3 sectori de tot ce înseamnă ornamente și tot ce înseamnă la dispoziție pentru nuntă și facem noi treaba asta. Ca să mai din altă firmă. Ca să mai luăm noi banii, să nu mai din alte firme, să ia bani degeaba. Și nici nu plătească nimic la bine. Bani să mereți. Cum, dar în hotărârea de Consiliul Local acum câteva luni, ne-am pus prețul și am pus chiar că am pus chiria parcă 10 milioane, 5 milioane pentru cei care vin cu dornează la mesele și scaunele și încă 5 milioane le-am pus la care vin cu n-au plătit, cu Caterin, Maria. N-au plătit. Păi, și cine e vinovat? Deci, băi, cum? Și vina cui? Domnul Maria. A cui este vina că n-au plătit? Deci, atenție un pic. N-au plătit și de ce? Păi n-au vrut să plătească. Păi n-au vrut să plătească. Păi nu-i lăsați, domnul primar. Nu, domnul primar. Ce le-a spus este posibil să nu plătească. Cum adică plătești? Dacă dumneavoastră îi dai cheia. Nu-ți dau cheia până nu plătești suma. Nu vorbim de cheia. Din serviciu. De aia care o ne-a lăsat. Din șoara, dar și nu am act de cojocul lui. S-ar dorea că nu e legal. Păi dacă mai grav, dacă nu e legal, înseamnă că nici nu-l primești. Nu e legal, nu-l primești, care-i problema? Adică, nu-l primești în Consiliul Local. Dar cum adică nu pot să iau banii ăla? Adică vine și face ce vrea el tot pe omeniu meu. Da, cred că aici v-ați uitat ce reprezintă suma asta. Cheltuiel de bunuri și servicii. Scrie destul de clar, dar acum, crezi, nu știți? Domnul Maria, ce se întâmplă? Acum, atenție un pic, dacă nu băgăm niște bani aici... În ce, domn primar, vreau să vreau să vreau să vreau să vreau, în ce băgăm acești bani? Avem mese, avem scaune, sunt reparate, sunt bune. În ce băgăm bani?
Instalația electrică făcută în 2009. Vorba de trei seturi, cum ești lăsa, vă cazi? Ornament, ce făcea Anca Bostan? Exact ce face! Da! Ce vorbim aici? Măi, oameni buni, dar noi acum ce facem? În loc să închiriem, dar dacă tot vine fără a noastră, luăm banii, noi acum le cumpărăm noi, pentru noi? Da. Îi convine să iau 20 milioane, cum era costat. Dar până acum de ce nu ați luat 20 milioane? N-am avut bani. Nu doar de ce nu ați luat banii ăștia, care fac mult, nu așa a fost vorba consor, conform cu domnului. Dar domnule, chiria e plătită, domnule, numai că ornamentul n-am găsit o formă legală din care să-i spun ce domnule, eu s-am închiriat sala, fac ce vreau cu ea. Pe ce? Corect. Când am scos hotărârea de Consiliul Local... Păi nu, nu era cu... Domnul primar, ne-am înțeles greșit, nu era hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local nu era datoria celui cu nunta. Era datoria celui care vine să urneze sala. Vinea doamna Anca Bostan, intri în sală dacă îmi dai 5 milioane. Poftim, fără hotărârea Consiliului Local, care s-a aprobat atât de... Vinea la Peterimul, nu ai 5 milioane, alte chitanțe. Băi, loc din 5 o să ia 5 milioane, ai înțeles? Nu, facem noi amenajări. Și trebuie să mai luăm. Adică n-ați putut să luați 5 milioane, să luați 5. Băi, a luat pe la om, Maria, e greu să-ți mai explic o dată. Da. Omul poate vrea să doamna Bostan, soia, să-i facă sala. Poate că altă firmă, soia. N-am cadrul legal să-l condiționez că în acest spațiu, eu chiria pe spațiu. Și omul spune, doar vine închiria spate. Eu aduc bici pe vreau să-mi fac. Da, ne bate capul cap. Și atunci, un pic, Maria. Pătrâia Consiliul Local pe ce am mai putut. Maria, dacă tu o ții pe a ta, înseamnă că chiar nu ne mai batem cap în cap. Ba da, ne batem noi ca proști cap în cap. Ba dacă eu când investesc treaba asta, 200 de milioane, îi scot la 10 nunți. Poate și mai mult vreau. Ați înțeles, domnul Maria? Sunteți băiat drăguț, trebuie. Știți că am înțeles starea. Bun, pe eu mă ascultați. Adică n-ați putut să luați și de la aia nunța, îi scoate bă și 200. Dacă domnia dumneavoastră să face nuntă la fată și la Ira Salonul, o să vii să-mi dai mie pe chitanță, că eu îți ornesc sala 20 de ani. Nu se vede lua ca postan, să te bădezări, care nu are niciun impozit pe chitit, plătiți de ani de zi. Ea nu vrea să plătească, așa e, ea nu vrea să plătească. Nu vrea să plătească. Da. Da, 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 da. Hai, să-ți poate termina. Doamne, doamne, dar chiar așa ne grăbiți la buget? E viitorul comunii să ascult un an de zile. Da. Haideți să-l terminăm într-un 5 minute, să plecăm acasă. Haideți, poate mai are și altcineva în vârstă. Da, da, tot lumea vorbește, astea 3-4 ore trebuie să-ți discutăm. Okay. Dar am pus cu altă problemă, că n-am, nu-i bun sau cum? Mă rog, continuam. Nu, dumneavoastră n-ați înțeles, dar astea probleme nu sunt. Da? La capitolul 70. La capitolul 70. Bineînțeles, domnule. Avem documentație foraj Pâncești 2, 15.000 de lei, 50 milioane. Dar asta nu s-a făcut forajul ăsta, nu s-a dat și folosință. Nu e vorba de forajul care e la bază. La fel e ca și cu ca la pompier. Nu trebuie să plătești. Atunci n-am avut bani. Am mai plătit. Am acum forajul să-i bag pop, să-i fac cameră, să-i bag bani, să-i tablou electric. Să-mi fac să meargă și aia de la... Păi de asta nu putem noi înțelege o problemă. Să spuneți în ședință. Am făcut, dar plătim la anul. Și care-i problema dacă am făcut? Păi nu s-a făcut. Păi eu am făcut banii lor. Păi nu-i plătit, domnul. Atâta timp când ai... Domnul Maria, eu am făcut banii lor. Deci noi facem tot absurd și plătim la anul. Și la anul buget, deci bugetul pe anul ăsta mă faceți să credeți că e gata. Să termina cu lucrurile care... E aproape, aproape. Sunt comune care angajează bugetul pe 25 de ani. Ea da. Ce trebuie? Domnul, da, da, altceva. Tu crezi că se face în fapt când o să auzi câte sute de miliarde aducem aici? O să facem fac pentru asta. Nu, nu fac, tăscu. Chiar nu fac, nu. Dar mi se pare că ori nu le stii la bani. De așa suntem 200 de miliarde, ai răbdare. Acum că vorbim. Bani puțin de la noi. Avem 20.000 de lei, 200 de milioane. Spuși pentru podul Târgușor. Ce-s cu banii ăștia? ABA? Ce înseamnă ABA? Ce reprezintă ABA asta? Administrația bazinală APE. Și despre care e podul vorba? Podul la Târgușor? Noi să băgăm banii acolo și pârâul este nostru? E vorba, lăsați că îi explic eu. Mai ziceți că nu vă întreb. Păi nu, ce ghiciți să explicați? Acolo este o conductă care duce la stația de depurare. Ea se vede. Trebuie să o adâncim, să o băgăm
la adâncime, pentru că din cauza viitorului avem șansa să se întâmple ceva cu locul. Și faptul că a venit o investiție barosană la fabrica de lapte, în valoare de vreo 2 milioane și ceva de euro, trebuie să reacordeze ca să nu primea avizul la canalizarea noastră. Ok? Ca, fabrica vine în fața lui Țugurea, da. Din casa aia acolo, da. Da? Iar de la fabrică și până la punctul de canalizare care s-o preia prin stația de curare, trebuie să facem investiția asta noi. Și cine să mai facem noi? Se duc de la șosea până la el, la poartă, apa. Adică să schimb conducta aia care e atât. Da? Sigur, o conductă mai mare, ca să aibă și utilitate. Acolo s-au zbani, altă discuție, nu suntem banești. Dar acolo... Aici vă descrie exact doar... Ce fac acolo pentru apă, trebuie să fac și pentru canalizare. Să pun la dispoziție treaba asta. Avem aici... Și trebuie mai mulți bani acolo. Dar mai pun și ei din proiect. Mai avem aici modernizare, apă s-a spusat. 40.000 de lei. Păi, domnul primar, în 2008, nu cumva s-a făcut acolo un proiect să apart? Cel puțin la Bălcuța s-a spus tot, s-a făcut proiectul să apart? Dacă sunteți împotriva acestor sume, la apă canal... Ba nu, chiar nu sunt împotriva, chiar nu sunt împotriva. Am rămâne, sunt atenți un pic, sunt de acord să tăiați banii. Eu chiar nu, acum pentru că filmează domnul primar, nu, acum pentru că vă filmează, și nu asta vreți acum, asta vreți să facem. Când vă filmează pe dumneavoastră acum, și vreți să spuneți la voastră, să veniți la ajutorul celor de la s-a spus sat, și eu sunt cuilul pe pereaz, nu vreau să dau cei 400 ani. Eu pun întrebarea altfel. Dacă era să apar după cu de dumneavoastră cu 8 ani, cu 9 ani, noi acum nu trebuie să băgăm banii ăștia. Dar nu ați făcut să apar după timpul ăsta. Știți când a fost să apar după cat? Poftim? Știți când a fost să apar după? Când a fost? Nu. 2008. Când? 2007-2008. Nu, domnule, 2006 a început. 2006. 2007 s-a terminat. Da, vedeți. Iar, și unde? Termen de 10 ani. Da, s-a dus. Nu s-a dus la Vardu, s-a dus cuturile alea din păduri. Care cuturi? S-au și la cuturile. Dar unde au fost ăsta? La Poiana Pădurii, cu Micea, cu Casa Pădurii. SF-uri? La Văzut, da. SF-uri, pe hârtie? Da, da, da. Eu nici chiar n-am văzut cuturile, nici conduc, n-am văzut nimic. Nu ne-am făcut ce reparăm? Ce reparăm? Cele două mașini? Două mașini. Am o mare. Adică dumneavoastră vă vrea să puneți mie lumea cu în cap, eu sunt cel care nu vreau. Ba da, eu sunt chiar de acord. Haideți să vă ajut să gândiți mai bine. Da. Suntem de acord, cei de la PSD, să tăiem banii și la apă. De la s-a spus că dumneavoastră vedeți. Eu chiar nu sunt de acord, domnule, că suntem. Eu sunt de acord ca să-i facem. Uite, dar nu așa. Chiar dar nu așa cum opuneți noastră politică. Așa de greu am rezolvat problema politică. Dumneavoastră mă opuneți politică. Și vreau să o rezolv și pentru s-a spus. Numai că dai câte un curcălune, așa, n-ai citire. Nu iese niciun curcălune, dacă punem întrebări, asta nu înseamnă că curcălune. Dacă se pricepe, asta e viața. Vă supără că vreți să faci ceva la s-a spus? Nu, chiar nu mă supără, dar atunci asta... Păi șare, domnule, nu vine, mă supără că așa... Mă supără că așa zice în 2006, după aceea ce n-ați făcut. A să duc să apar, nu știu... Așa zice de pânce, și-am rezolvat eu cu Nicu. Ce zice? Eu am continuat, apa. Ce să putea să o faceți? Ce-am eu cu Nicu? Nicu poate. Alo, opriți-vă puțin. Da. Opriți-vă, lăsați vorbesul domnului. Domnul Nicu a făcut primul punct. M-am făcut și după aia care să vorbesc domnului. Dă-mi mai pregătit, cred că nu. E bineînțeles. De asta și fost să vorbesc. Nu cred. De asta aș fost să mă fost. Chiar nu cred. Îl respect și știu că-ți mai pregătit. Mai trebuie cu luai tu apa la... S-a spus altul, o cumpărai. Păi ce se iau? Să apar numele ce se iau? Dar ce se iau apă la asta sus? Ceea ce ați făcut din asta sau ce? Păi nu știu, discuții. Avem aici extindere rețelii electrice la Berești. La Mulituș știu, dar asta intrarea asta în Berești, unde? De aici, de la Iasencolo? De aici, care? Care? Cum e treaba mea, domnul Popă? Nu e treaba mea, dar eu nu sunt consilier local, sau nu mai treaba ta la Berești? Dar eu te-am întrebat ce ai făcut la Sasusat acolo. Ce ai, mă, cu Berești? Lasă-mă în pace, mă, dar are importă. Niciun proiect pe Berești, mă. Mă, dar tot timpul ați făcut la Sasusat și nu am am întrebat unde e această rețeajă. Dacă asta la intrare, e foarte bine. Care ce treabă? Până n-am voie să întreb tu. Doar așa că asta fi treabă. De ce așa că să mă? Domnul Maria, noi ne-am înscris cu două proiecte pentru extindere la rețea. Le vedeți că avem. Dar sunteți curios, veniți imediat președinte. Nu, n-am văzut, mă, nitru și rețea. La Sascut, am zis, Părgești, va fi, e prins în intravila. Și pe dreapta vor fi case și pe stânga. Facem rețeaua aia. Berești,
am aprobat de când eram mai tânăr și cu tine, le-a dăm locurile de casă la oameni în jur de 40 de locuri de casă. E normal să facem și pe stânga și pe dreapta, da? Ca să putem crea un cum să zic eu, o facilitate ca să tragă omul, să tragă să facă o casă acolo. Bun, am prins Bereșul, dar nu mai comentez că aici dai și de gaz metan acolo, o să dai și de apă acolo, și după aia o să vorbesc de prea multe ori, te întrerup și mică sper să... Nu, la jumătate trebuie să duc, nu știu care e, am pus întrebarea care e inițială, am mers pe două variante, proiecte, da, pentru bani europeni, și bani prinși de noi pentru să începem să susținem ceea ce vrem să facem. Nu ne-am zis bani. Deci vorba de rețeaua de aici la intrare, da? Intrare de aici, la barieră. Puteți să duc la aici. Pe dreapta. Așa, prin ce? Și pe stânga, și pe dreapta. Avem la panoul la intrare, în județul Bacău. 100 de milioane. Unde? Ce județ? Deci, lasă... La comun sau la județ? Deci, atenție. Domnule, e vorba de cele patru intrări. Care una era Concești, la Berești, la European ieșiri și intrare. Am zis, bă, o să-mi coste la European mai mult. Dar vrem să facem, nu aia cu nemții, vrem să facem ceva românești. Să găsim un model. Păi am prins banii ăștia, să pot consuma sau nu se pot consuma. Dar ăia trebuie să costă niște bărbăți. Da? Și le-am prins ca să facem intrările, că nu mai avem. La Concești au pus toate liniile. Astea la intrare în comun, nu la intrare în județ. Astea sunt intrări în comun. Aici scrie panou la intrare în județul Bacău. Păi dar nu-și panouri. La intrare în județ, domnul primar, sau sala comună. De la Vrancea intre în județ. Eu am crezut că ăla care intră în județ, să participați cumva acolo cu bani la care trebuie să intre în județ. Nu. După cum scrie aici, așa s-a scris. Panou la intrare în județul Bacău. Păi e o eroare. Modificăm. Acolo. Dar eu v-am explicat. Acum întreb. După părerea dumneavoastră, e mult, 100 de milioane pentru 4. Păi nu e mult pentru 4, cum să fie mult? Nu e mult pentru 4, dar la comună, nu la județ. La comună, da. Păi am crezut că puneți bani la județ, la care nu avem nicio treabă. S-a greșit, dar v-ați dat seama că noi nu reprezentăm județul aici, pentru că intrăm pe Vrancea. Avem aici, la capitolul 83.02 la agricultură, cheltuieli cu bunuri și servicii, suma propusă 75 de lei. Asta înseamnă decolmatare, da? Care este asta? Ce canale comunitare 70 milioane? Deci, comuna asta... Nu, comuna asta... Da? Are 760 de hectare de izlas. Dacă mergeți pe unde vă duc eu, da? O să vă dați seama că acum, în faza în care ne aflăm, 30% este inundat. Dacă cu cât să mai topește zăpada, și la Berești, când pocoși pe stânga și pe dreapta, știți despre ce-i vorba? Și ne-am gândit să facem de la izvorul de lângă Costea până din coace la Moise în spate. Nu mai spun ca să înveți culturile de la Sascusar. Eu personal cu banii mei am făcut ieșirile pe la Harus, pe ulița aia, pe la Bozoancă, pe la așa am inundat pe Manioa, toată vecinia și aia, am luat-o din lingua. Cum intri în Berești, credeți că acolo, canalul până dincolo la Mălinescu. Deci e vorba de salvarea pășunii domeniului public. Mă face să înțeleg că în fiecare an o depune acești bani de decolmatarea canalului, nu? Domnul, păi și anul trecut, a fost decolmatarea. Domnul, vă rog să mergeți la fața locului și vă rog să faceți treabă. Sunteți consilier. La dumneavoastră la Sascusar, e mai ușor, că e la deal. Dacă are cu apa freatică la suprafață, e mai greu. Aia cu apa freatică, e mai greu. Și noi aici nu avem utilaje la scoaia care putem folosi să facem păi decolmatare? Păi nu avem. Este evident, dacă o pupă întoarsă, te poți duce cu bulbul. Ce faci cu bulbul? Da, și ar mai fi două puncte. Unu, la dezăpezire. 15.000 de lei. 50 milioane. Da. Nici aici nu avem utilaje noi. Văd că ați prins mai sus la combustibil, deci luați transport, 80.000 de lei, 100 milioane. Deci am prins motorina la 100 milioane. Dacă v-ați închide aici cu antiderapantul, care îl dăm în fiecare zi când îngheață, măcar apreciați, știți că de o mașină de antiderapant. Sau vă mai întreb ceva.
când facem noi treabă pentru desemnezirea asta, toată ne-a felicitat. Acum văd că s-a întâmplat ceva, nu mai felicită nimeni. Domnul Costa ne-a felicitat data. Nu, de acolo, asta este obligație. Aparține obligația noastră. Deci, și pentru obligația asta, trebuie bani. De asta trebuie primar, ca să faceți lucruri bune, ca să faceți bani. Vă lau și când vizați primarii. Vreți să mă bandirez aici, am pus. Poate vezi cum ați vă lau când vizați la urmă primarii. Că te-ați fost vici primarul, luați bani și cumpărați personal motorină. Dar nu, știu eu. Care vreau? Dacă i-am prinsit bine sau e rău? Da, da, am văzut la dezepezire, dacă tot face lucrări de dezepezire, spui și la combustibil mijloace. Pentru mine să nu vedeți că noi nu închiriem nimic, dar prindem bani pentru antiderapat de o mașină de aia, e undeva la, pe cu sara amestecată, nici nu știu. Vedeți că avem ofertă de peste ce se ia. Peste 15 milioane, 18 milioane, până când. Da. Dar este o previziune și pentru sezonul noiembrie-decembrie a sfârșitului da. Asta nu înseamnă că nu-i prindem, domnul Mariana. Pentru că dacă nu-i prindem, în urmă, iar vă supărați, fiță paramare. Acum am ajuns la fundamentarea cheltuielor de personal, am văzut tot salarul, toate cheltuielile de personal, 38 de miliarde. Da. Pe an. Da. Aș pune o întrebare, dar parcă țin minte că acum, până la vinul noastră primărie, erau cheltuielile cu personalul de primărie, erau în jur de 90 miliarde. Acum s-a triplat cu 28 de miliarde mai mult. Dumneavoastră, cel puțin... Credeți cumva că se justifică această diferență de 28 de miliarde? Dar să fie iertat cu o pun așa. O pun la mișto. Aveți televizor? Eu dacă o să ai. Deci știți și tu sigur. E pe zici mare. Opera. Vede alb negru. Am opera. Dar, și bun aia. Dar știți că la televizorul ăla nu vedeți bine. Nu dă toate. Uitați-vă cum e cu salariile, uitați-vă cum e cu creștere. Dar dacă noi ne luăm după televizor, noi conducem primăria după televizor? Nu, nu. Dacă un angajat al primării aveau salarii de... Vreți să conduceți primăria după televizor? Domnul. Da. Păi atunci... Eu am vrut să te atenționez. Da? Știu și la televizor și în țara asta, cu noutățile. Păi din cauza asta. Păi numai din cauza asta noutățile. Păi dar vreau să te la puteri, Calvise, nu? Nu puteam să satisfac greșelul la voi să vorbim. În programul de guvernare al UALDE și a PSD-ului, am avut cumva să tăiem salariul. Pentru că acum vreau să vă întreb diferența asta de 28 miliarde pe an. De unde o scoateți? Scoateți de la cei 20% care ați mărit taxele și impozitele? Când vă uitați la companii, banii sunt asigurați. Nu salarii. Păi sunt asigurați, da, de tot bugetul. Deci bugetul pleacă pe asta. Domnul Maria, ascultă-mă ce spun eu. S-au mărit salariile și taxele la pensii, la salarii. Vă spun eu, știi ce se întâmplă cu bugetul ăsta? Vă sunt parte, părerea mea. Jumătate, bugetul se merge salarii la primărie și cetățenii rămân cu SF-urile. Deci cetățenii comunii, s-a spus, vor rămâne cu SF-urile, vă spun eu, vă asigur asta. În acest proiect de bugetul. Am remarcat ceva. Nu remarcat nimic. Îi dau răspuns. Da. Am remarcat ceva. De asta aveți o stare tehnică. Da. Da? Cam... Să mai avea ceva cam cu semn de întrebare. Mă opresc, ca să nu mai zic. Îți trebuie un reca. Și ce înseamnă reca? Un reca? Ai reparat din capital. Eu cred că ar trebui să mergi la un păi da, dacă eu v-am spus acum, păi de ce vorbește numele cetățenilor? Când eu vorbesc acum... Nu am cetățeanul, domnul! Deci atenție un pic, când eu vorbesc... Dar eu sunt consilierul acum pentru Marian Chirea sau pentru cum să vă cetățenilor? Domnul Marian... De ce vorbește numele cetățenilor? Domnul Marian... Dar noastră numele cui vorbiți acum? Domnul Marian, în numele cui vorbiți noastră? Eu am acum avea masă... Cu cetățeanul v-a trimis acum. Domnul Marian, eu acum avea masă... Ce spune mă ați venit la Reca? Păi Nicolae, cum gândești? Păi eu, adică avem 100 de miliarde... Eu mi-apăr cetățeanul... Avem 100 de miliarde în comuna... Unde aveți 100 de miliarde? În proiecte, domnule. Și 40 de aveți la salarii. Domnule... 40 de aveți la salarii, domnule. Cum ați spus, unde ai fost unde? Da, și să-i fac, mă, domnule. Domnule, Marieca, spune ce să-mi faci. E grea matematica, spun eu. Da, să vedem ce matematica aveți. Vă rog să mă ascultați pe mine, m-am ascultat. Bugetul local al comunii s-a scutit, într-adevăr, un act de căpătăi și tot timpul a creat discuții. Discuțiile sunt uneori constructive, uneori din neștiință și uneori din reavoință. Eu cred că la domnul Marian nu este din neștiință, ci din reavoință și atât, doar dorința de a face ceva. Hai să facem ceva bun.
și să întrebăm doar ceea ce le interesează punctual pe satele care le reprezentăm, nu cu niciun fel de problemă, dar eu știu mai puțin problemele celui de la Frâncești, problemele celui de la Sasoale, știu pe ale mele. Și eu de asta am avut câteva probleme referitoare la satul meu. Așa aș vedea eu chestia bugetului local. În momentul în care încercăm să facem și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ăla, nu să facem nimic. Pentru că nu suntem, dacă eu nu știu locația de la Cutare, de la Berești, ce mă interesează, câți bani, nici atât. Cel mai rău caz la comisii, acolo unde ar trebui să se poartă discuțiile astea, ar trebui să vină să mă întrebi, bă, unde e ăla? Și atunci nu mai e această... Vreau să fac o cruci mare, dar să fac un dobitoc ăsta. Ce mă interesează pe aici la Berești? Ei, eu sunt altul cu mă domnul Popa. Ei, treaba, eu am spus ca să mergem mai bine, să mergem fiecare bine. Eu vreau să vă, să vă întreb, punctual, doar dacă la acea discuție care a purtat-o vis-a-vis de auditul intern, banii aceștia sunt prin și cei pentru auditul care îl facem la nivelul comunelor, nu tot aici se întrăm, de prin și banii ăștia, și automat acei bani pe care nu-i înțelegea domnul Chiriac se referă și la aceea. Pentru că dacă ești prezent la toate, la toate ședințele și le ții minte, îți dai seama că banii aia trebuie să fie prinși undeva. Eu lucrez că e bani pentru, doar pentru un legist și atât. Asta e una din întrebări. Deci sunt prinși bani acolo pentru așa ceva. Indemnizații pentru voluntari, am văzut la capitolul 610220, noi nu o să predăm această la ISU și atunci nu o să dispară voluntari. Întrebare, deci. Deci dispară voluntari. Corect, da? Până la predare. Până la predare sunt banii ăștia. Trebuie prins obligatoriu. Corect. Așa e. O altă întrebare. La 670271 nu sunt prinși bani și pentru că nu-i Berești. Vă rugăm frumos, puneți acolo și câțiva bani și pentru Berești. Pentru că mai le dăm la Amărât să facă câte o comandă lung, mesele de la Salonul Lux și atunci o să ne întrebăm, păi de ce băgăm atâția bani la Salonul Lux? De aia, pentru că iau masa de aici, o trig la Berești, se strică și nu avem ceea ce trebuie. Deci dacă o să ne propunem câțiva bănuți și pentru Berești, pentru 20 de mese, pentru o ușă care e stricată acolo, bă, scaune avem. Deci o să meargă mai bine, zic eu, să țin cont și de asta. Sume pentru biserici am văzut că sunt prevăzute, la fel la biserica de Berești nu s-a prevăzut. Noi suntem singurul sat care nu avem casă praticală și o să vă rugăm frumos să prindeți. Deci sunt care aveți două biserici. Nu mai avem, e greșeală, nu mai avem două biserici. Da. Acolo avem o surpriză pentru Berești. Mulțumesc frumos, trebuia să știți. Fiind un monument istoric biserica, va beneficia de un proiect de 500.000 de euro, că și ținerea că va fel. Dar să vedem, asta a fost toatele. Și Părintele Iavagerul și Părintele nostru, Buduja, încă nu au definitivat proprietatea. Da, am înțeles. Încă o întrebare vis-a-vis de catastrofe și situații speciale, din nou n-am prevăzut niște părăluțe acolo, pentru că acolo la 610220, catastrofele trebuie prinse. Avem ordonanța 49 care ne obligă în caz de război, calamități, minuni, deci situații speciale, să asigurăm apă la populație, da. Să asigurăm pături, deci acolo trebuie niște bănuți, indiferent că sunt puțini, trebuie să-i avem acolo. Economie la indemnizații? Chiar am făcut semn că de acolo să-i luăm. Făcut semn, pentru că e cam mare acolo și nu avem deloc acolo. Atât am făcut. Alte discuții? Vă rog, okay. La capitolul învățământ, am văzut, la sfârșit de an sau la început, domnul director ne-a prezentat o listă cu ceea ce ar trebui făcut la liceu pentru a îndrepta lucrările de acolo. Și am văzut că în Bucer nu s-a pus nicio cheltuială în sensul ăsta. Mă gândesc, poate ar fi bine ca să... Și așa am zis că acolo vrem să dezvoltăm liceul ca să atragem mai mulți liceieri și nu s-a prins nimic la buget. Nu știu dacă nu era bine de prins ceva la capitolul ăsta. Cam atât. Avem 200 de milioane alocați din bugetul local la cheltuieli cu bunuri și servicii. 100 pentru școală, 100 pentru liceu. De acolo e și o distribuie bunuții în funcție de nevoie. În afară de asta vom avea
Și avem 20, doamna director, 25 miliarde de reabilitare, școală, total, în proiect de loc. Acum vedem forma și denumirea viitoare a liceului Jacques Elias. Numai faptul că i-am dat denumirea lui Jacques Elias, nu ne pot prinde în liceele de specialitate agricole și trebuie să-i schimbăm puțin denumirea. Trebuie ca să intre și ei pe platforma normală a proiectelor europene. Spune, bă, dacă îi port numele ăla, ăla trebuie să-i sponsor principal, ăla trebuie să facă. Mai aveam una aici la cheltuieli de personal cu biblioteci la 1.200.000.000. Ce anume? Cheltuieli de personal la capitolul 67.020. Cheltuieli de personal, e vorba despre bibliotecile comunale. Una. Avem două bibliotecari. Doamna Nistoroi figurează tot bibliotecar cu atribuții de asistență socială. Alte discuții? S-au discutat câteva aspecte din buget, departe de a ajunge la toate punctele. Cu o parte a fost de acord, o parte nu a fost de acord. Dar cei care, să spunem, sunt în opoziție, așa cum a spus și dumneavoastră, nu poate să vină laudativ. Și nu trebuie să ne supărăm. Dar nici cu intenție, nici cu răutate. De fapt, problema se spune, indiferent cine este primar, că povara este în spatele executivului și nu a Consiliului, el trebuie să-și ducă la îndeplinire mandat prin proiectele care practic le-a prezentat în fața electoratului. Bugetul este una din problemele cele mai deosebite, de aia trebuie o dezbatere destul de amănunțită. Și părerea mea trebuie bine gândită de cei care răspund direct de problema asta. Eu cred că poate s-au depus eforturi susținute pentru că a stat un echilibru între venituri și cheltuieli. Eu sunt nedumerit și rămân puțin, așa, în 2 ani, cu realizarea bugetului, fiindcă noi avem din resurse proprii, prin impozite și taxe și celelalte venituri colaterale, 30%. Restul vin prin redistribuire, bani care vin din cei care aduc bani prin dezvoltare. Mă refer la sectorul privat. Și la nivel local și la nivel național, toate desfășoară pe baza celor care produc, practic, valori financiare nou create, mai mult decât cheltuielile care le au. Și aia, prin redistribuire vin și la primărie. Eu cred că ar trebui văzut și ar trebui gândit să facem o ședință de consiliu separată, trebuia poate mai înainte, care sunt resursele și care sunt posibilitățile de dezvoltare a sectorului privat. Vă dați seama cât s-ar îmbunătăți activitatea financiară, tot prin redistribuire și cele pe impozite locale, vă dați seama cât ar crește. Nu-i tot una să plătești un asta social și nu-i tot una să ai un salariat care aduce și ăsta bani la buget. E diferența radicală. Noi trebuie să eliminăm astăzi social cât se poate, numai cei care nu pot munci efectiv și să ne ducem în sfera producției. Să știți că bugetele, eu am văzut și bugetul la adjunct. Noi avem 32%, vă dați seama ce valoare mare sau mică, cum o considerați, restul vin de la, iar dincolo se reduc la 6%, la 10% din impozite și taxe. Restul vin prin redistribuire, fiindcă au în comună dezvoltat sectorul privat. Iar noi suntem la limită, ca vis-a-vis de comună, vis-a-vis de fondurile care se adună prin redistribuire. Ar trebui cât mai mult prin bancul de dezvoltare sectorului privat și alte activități anexe. Asta e o problemă. Stabilit pe fiecare, nu mai rău, că am spus și eu, sunt multe SF-uri. Ar trebui făcute prioritar SF-urile care, practic, ele vor fi finalizate prin obținerea de fonduri. Că e o povară mare pentru comună SF-urile. Deci astea se rezolvă din veniturile proprii. Și să ne regândim, părerea mea, haideți să amânăm ședința cu bugetul, e o propunere mea. Și să restabilim, să vedem
dacă suntem și dacă poate ați gândit bine, felicitări. Fiindcă apar multe, multe lucruri care mai trebuie ordonate. Mai trebuie ordonate. La ce vă referiți? Punctual. 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 Mă refer la prima dată, ca valorele să care... Să proiectul de buget. Aici nici nu se poate. Este... Nu, eu vă dau, practic, un procent între asistență socială care este și asta valabilă și bani care trebuie necesar pentru susținerea proiectelor. Și acum să le reiau pentru că le-a spus că vorbim de asistență socială. Da. La cei peste 10.000 de locuitori care au venit cu luna, avem 41 și cu 28, 30 cei care nu pot munci. 45 de oameni care banii ăștia nu afectează bugetul local. Banii ăștia vin de la stat. Așa de mulți avem? Nu, eu am spus problema, aici e problema. Să mai fac o revizuire. Deci asta nu afectează cu nimic ceea ce îți spui, mata mie, acum cu SF-ul. Noi le-am făcut. Vă întreb ceva. Sunteți mulțumit de ceea ce vă zic eu acum sau ați fost mulțumit de ceea ce v-am promis acum? Iată. Intrăm în licitații cu cei 6,8 km de asfalt, care costă 1 milion și vreo 200.000 de lei. Vine bălcucea cu asfalt, vine fântânelele cu asfalt, vorbim de limite. Da? Vine la Pâncești dincolo, la Mânăilă, asfalt. Vine aici, de la calea ferată până la limită cu cum zice acolo, Baby Beef. De la Baby Beef, de acolo, când vă vorbesc acum, mâine nu pot investi la domnul Daia, pentru problema că suntem la limita superioară de punctaj 100 de puncte, suntem 6 comuni la bătaie, dintre care 3 pică, 3 ia. Vedem și iesă. Mai e încă 6,2 km de asfalt de la drum de exploatare, de la Baby Beef, până la intrarea în Berești, la Sava, de la SMA Berești, până la ieșire pe suport la European. Avem banii pentru cele 7 poduri, 27 de miliarde, 28 de miliarde. Avem banii pentru reabilitarea școlii Pâncești, iar 25-26 de miliarde. Anunțați și vă zic eu, acum vedeți că sunt peste 100 de miliarde, bani care sunt. Acum ne batem, sunt mai treabă și cealaltă. Și avem destul, am reabilitat tot ce înseamnă proiect de la început, 6,8 sau 7,2 km pe Berești. Bereștiul i-a nimănui. Ar dreptate, domnul Popa, spun. Dacă îmi trece acum și trebuie, cred eu, să-mi treacă, și pentru piață. Am reabilitare și canalizare a apă potabilă la Pâncești. Proiectul stă acolo, dar din cauza că nu suntem membri CRAM, și aduceți discuția mea cu Nicu de acum 2 ani, 3 ani, când ne-am împotrivit să nu fim, mi-a scăzut 3 puncte de acolo și sunt de acolo. Dar dacă vreau, dă, dacă nu, mă taie. Am proiect de apă canală, la asta scusat. Despre ce vorbim? Vă aduc, îmi pare rău că n-am adus, dacă aveți lista domnului, dacă există lista cu proiecte, să le vedeți pe toate, toate achitate. Din punct de vedere obligație, adică către cel de la OCPI care a făcut lucrarea, către cei care au făcut de la proiectare și care au făcut proiectul. Credeți-mă că nu mai... Adică, mai sunt 17 SF-uri care trebuie finanțate. Bani. Domnul, dar atenție, finanțarea ne-o asigur și cu soluția. Avem rectificare nu în iunie, în iulie. Fiți fel convinși că doar nu or fi un guvern de proști acolo. Să obții banii și să nu te finanțezi. Sau să nu ai aia.
Adică chestia asta trebuie gândită numai dintr-un singur punct de vedere. Bă, lasă fac. Bă, dacă aduci niște bani ca să stau eu la mâna privaților, e foarte greu cu privații și fac evaluări minime la bunurile care le are și dă vă doi bănuți. Dar nu vreau să comentez că am apreciat în modul cum a spus problema. Dom'le, trebuie discutat. Trebuie discutat. Dom'le, dar eu vă rog ceva, trebuie să vă faceți și treaba. Trebuie dumneavoastră, domnul consilier, să vă întâlniți în comisii. Cu o zi înainte. Haideți-vă să le luăm pe toate la copac, să vorbiți aceeași limbă. Că dacă spune 3, 4, 5 că ești nebun, la un moment dat zici, băi, chiar am o problemă. Dar aici eu spun, aceste proiecte care mi-am făcut și puterea nu despre de la Brești, cu reabilitarea și cu Liberești, cu gazul metan se începe lucrarea în octombrie, acum. Plăceștiu, Bereștiu s-a sutusat, continuare. Deci nu vorbim, a fost, avem și norocul, că director general acolo este fostul nostru coleg de aici, la Sascu, domnul Rotaru. A fost, săptămâna trecută am stat aici cu proiectantul și am stat și am vorbit și i-am explicat, domnul proiectant, uite așa, uite așa, nu contează cum ți-a vorbit Olarul, nu contează cum îți vorbește răuțul, nu. Important este să lăsăm ceva în urma noastră, dacă am trecut și noi pe aici. Aia a fost problema. Eu aș propune că înaintea oricărei ședințe unde dezbate bugetul să avem o preîntâlnire numai de dezbatere. Numai acolo colegia. Corect. Numai de dezbatere, ca fiecare. Dar de ce așa de târziu? Nu este ședința de comisie, domn profesor. Vezi cum să rezolv cu ședințele de comisie. Dar aici e problema. Aici e problema. Nu mai. Problema e la noi, nu e la dânsii. Eu spun să este regulament de organizare care spune că trebuie să vii la ședință. Să vii la comisie. Eu spun aparatul propriu și toți consilierii, uite așa cum suntem noi acum, într-o dezbatere civilizată, într-o dezbatere, ca fiecare din noi are cât ceva de spus. Și a avut dreptate domnul Popa, ca fiecare pe comuna respectivă să conserve valorile. Cine cunoaște mai bine? Berești a rămas în urmă. Nu știu, este construcția prasnicală la Berești, câți ani tăne acoperită? Exact când a fost alegeri din 2008, am mai supărat după ea. Nu-i corect. Și facem la caminul cu surat. Acum trei zile, ăla trebuie schimbat. Și de-aia zic eu, dacă noi ne-am orientat, fiecare din comuna lui să vină, ne prezentăm înaintea ședințelor de dezbatere a bugetului într-o atmosferă, părerea mea, nu așa încrâncenată cu... Mie nu mi-a plăcut și nu-mi place niciodată. Domnule, nu-i intenția rea. Aș iei camera ca și m-aș fi adresat ca înainte de 89. Și eu am fost o casă rotire. Nu mai e disciplina aia la obiect. Nu e răspunderea aia, adică vorbești, dar ai de-a să răspund altul pentru tine. Arunci vorbele, poți să fii toată lumea până de atunci. Din ce? Din neștiință ar fi bine să fie așa, dacă fie răutate, e foarte greu. Cred că toată lumea de la masa asta, care suntem aici, vrem să fac ceva. Suntem convinși că trebuie făcut ceva. Rămânem în urmă. Nu pot să neg lucrurile bune care au făcut și alții. Dar în 8 ani se putea mai mult. În fine, asta e. Dar eu v-am promis că toate proiectele astea, și am spus-o public, la ora asta avem peste 100 de miliarde, dacă mâine, poimine trece și proiectul de expădare. Și nu vorbim de 9-10 miliarde buget, sau de privați cu de 2 lei, sau de nu știu ce. Vorbim de proiectele astea europene, care bataie, cum mă bate ăla, s-a spus așa, să bat toți primarii, indiferent de coloratura. Numai că acum trebuie să ai noroc, uite, să-i dea Dumnezeu sănătate public. Lui Borțun, că a făcut silozul ăla. N-aveam silozul ăla, n-am punctaș, stăteam la rând. Adică vă spun că depind, da. Și din cimitir, și de o biserică, depinde, sunt punctaje în funcție. De privat. Exact, exact. Păi și atunci nu 2 lei vreți la privat. Nu, stați un pic. Eu m-am văzut prima la altceva, domnul Stelică. Nu dezvolta... Două puncte, domnul Stelică. Am zis, nu dezvolta, eu știu la ce m-am văzut. Deci toți privații care vezi fug de taxe și impozite la primărie. De ce? Sunt metode, deci atenție un pic. Am cerut acum la finanțele publice. Să cer toate balanțele
la toți privații care sunt în momentul ăsta, să vedem și eu care-i valoarea de inventar acolo, ăla care am plumat 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de euro, și care-i valoarea declarată la primărie. Și atunci, vedem, eu chiar de plătesc mai târziu, plătesc de 10 ori sau de 100 de ori că plătesc și domnul Vespan, de la mine Zermati toate astea, și tot o dărerea Consiliului Local. Și Marian e primul care ridică mâna să mă ajute, că a fost vermut tot acolo. Și eu le plătesc ca bunuri integre. Bunuri integre, dă-i banul. Adică, dar nu plătiți la toate, frate. Hai să fie serios, nu plătiți la toate. Dacă aveți 20, plătiți la 10, lăsați așa. Hai, nu, cu el pe tine n-a intrat. Nici al nantii 10 care au rămas. Da, da, asta e greșeala mea. De 2 minute, mă întrebați. Domnul Plăte, da. Urând vreau să încerc cu zi. Ieri a fost o situație mai neplăcută pentru mine și așa. Și nu știu ce s-a discutat, așa n-am vrea să reiau problemele care s-au discutat, ca să vă rețin. Dar, poate s-a și spus mai înainte, aș fi dorit să propun ca ședințele să nu se mai facă dimineața la 9, să se facă după amiază, pentru că dați peste cap toată procesul și de învățământ și din alte locuri de muncă. O altă problemă, știu, sunt probleme deosebite pentru comună, pentru că comuna este o înșiruire de mai multe sate, nu suntem compact, suntem, nevoile sunt mari, populație multă, suprafață mare, dar un consilier, clar că știe cel mai bine cel care e pe raza comunii, satului respectiv, dar și ceilalți au dreptul să-și spună cuvântul, pentru că de aia e consilier, atunci nu mai vorbim. Și nu cred că ar trebui să ne supărăm în momentul când cineva întreabă ceva într-o anumită speță. Poate n-a înțeles, poate are dreptate, poate n-are dreptate, dar trebuie ascultat și să ducem la bun sfârșit lucrurile într-o situație plăcută. Vă țin minte foarte bine că mai înainte domnul Popa, care astăzi văd că revoluționa, era și atunci, dar în speța cealaltă, zicea, ce este buget să se facă într-o ședință specială. Și a fost susținut. Așa. De asemenea, când ceilalți nu-l tolerau la discuție, sărea de 2 metri în sus. Acum văd că sare și iar sare de 2 metri în sus, dar invers. Asta vă s-a dat de la așa. Îmi pare rău, eu l-am susținut dintotdeauna. Când chiar cei din jur nu-l susțineau în ceea ce discuta. Rău. Da, dar plecând de la... Amândoi își doi săritori. Da? Plecând de la aici, cred că s-a luat în discuție, nu știu, sumele astea care s-au propus pentru anii viitori. În scădere. Scade populația sau ce se întâmplă? Scădem, murim. Da. Da, bun. Mă scuzați. Deci, și am mai văzut aici la 670220 organizarea sărbătorii de iarnă 2017. Nu au fost achitate anul trecut, am da, am văzut și de asta am întrebat. Ce voiam să mai să spun? Zicea domnul Popa mai înainte că în căminul cultural se fac comenzi și nu mai știu ce altceva. Întrebarea mea este, aveți autorizație ISP? Păi da, o să luăm amenzi mult mai mari decât facem un bine. De-aia trebuie pentru să facem că... Da, n-am nimic împotriva. Pentru că ce se întâmplă? De acolo dacă se bea un singur pahar, deci acolo se consideră că este o activitate de consum și trebuie... În așa fel făcut încât să nu se ajungă la amenzi. Cer încă o dată scuze pentru întârziere, erau multe de spus, nu știu dacă nu s-au... nu aș vrea să mă repet și să vă rețin. Alte discuții? Un mic întrebare. La capitolul agricultură, a spus că facem colmatări, apă, am putea încadra și drumul ăsta agricol. Conție s-a spus, e drumul agricol. Sau numai pentru izlade? Nu, doar numai pentru rigoli și... Nu, avem bani de la Vara Sari. Eu tot cum văd... Vara Sari intră?
A fost la elevi suma de 700 de milioane și lei. Spre miile. Da, dar ei au făcut o promovare. Estimativ cu ce s-a cheltuit. Da, elevii știu treaba asta, deci au făcut o promovare. Dom'le, știu că la sfârșit. Ce vrea să domnul Costă? Degeaba dăm bani la urmă dacă elevii nu știu. Adică să-i spune. Eu știu. Dar eu vreau să-i spune. Vine să începem că să avem. Dar pentru elevi, eu aș propune ca premiile la elevi să se dea numai la premiul 1, pentru că deja se face o mare, nu știu cum să mă exprim, dar nu este corect să dai la atâtea sute de elevi. Doar la premiul 1, la premiat și la premiat. Deci este părerea mea. Pentru că sunt mulți bani care azi se dau, mâine s-au uitat de ei. Da. Banii aia investim în altceva. Cei care participă la olimpiade județene, are premiul întâi, dar se participă obligatoriu la și rezultatele de la olimpiade județene. Ați atenție la pensie, dar învățăm. Ascultați ce spune Bărb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 
bronz, adică aur, argint, bronz, locul 1, locul 2, locul 3, nu pot să fac o diferență pentru că nu există interesul celorlalți, n-au nicio șansă. Zic, bă, dacă eu pun... Încurajând cât mai mult să obțină rezultate bune, nu? Și am dat cu toții că ne-am aprobat, nu ne putem dezice acum, și nu sunt de acord la președintele Jdeanu și la președință, pentru că nu mai creează interes. Și la un moment dat o să... Și nici lui corect. Că nu mai... Nemai având concurență, nu mai ești competitiv, n-ai unde cum să te bați. Adică, ăia trei știi, bă, ori eu unul, ori eu putem trei, sau bine. Mă gândeam și la... Ce de-a multe rezultate? Capitolul sportului ăsta. Nu? Adică, haideți să fim, serioși din punctul ăsta de vedere. Mai degrabă mă mândresc eu cu băiatul domnul Vespan, că l-a terminat cu 10 și este cine este la București, poate mâine, poate mi-a spus la ușa la el, zic cu domnul Vespan că scoate apă din pământul vin. Dar eu o faci, ăla e un om. Și din coate un om. Dacă dai un ministru, cum e Radu Antoi, nu? Când ai un om la cine se duce, când era înainte, oamenii noștri, domnul Vespan, aia era mândria noastră. De asta am zis, găsim soluții să ne ținem de cuvânt și anul ăsta și la anul, cel puțin mandatul ăsta, pentru că e un lucru bun și spăpinul. Sunt amărâți unii și culmea, că o spun, chiar să mă audă toată comună. Cei mai năcăjiți ajung premianți, iar cei care au ajung undeva mai pe la mijloc. Deci, ascultați-mă, i-am văzut la scenă și pe părinților și copiii, că i-am luat, i-am văzut, îi simți, te uiți la încălțăminte, dacă e de 5 ani, te uiți la... Năcăjit? Lângă dumneavoastră. Nu, dar sunt care au... Eu am spus că marea majoritate sunt aceia amărâți care n-au pus. Ar vrea să-mi învață, să-mi înveți, învață, și dacă năcăjit, și dacă poți. Care nu vrea să înveți, nu învață. Aș dori și eu să întăresc ideea, dacă domnul ar a semnat, mă scuzați. Da, într-adevăr, în calitate de director al școlii gimnaziale Saspăt, întăresc ideea domnului primar și anume faptul că ar fi bine să continuăm această premiere, ținând cont că la nivelul județului și la nivel național sunt instituții care dau bursă lunare copiilor cu situații bune la învățătură, însă noi aceste premii de sfârșit, că la dumneavoastră se fac și anumite gale la unui școlar unde sunt premiați iarăși de nou copiii cu rezultate de sfârșit. Dar cum zic, la un PJ cu 900 de elevi, dintre care cu 700 sunt la învățământ primar gimnazial, 100 de premii acumulate, adunate, nu cred că sunt foarte mare, ținând cont că aici intră și ansamblurile folclorice, intră și ansamblurile sportive. Adică considerăm că ar fi bine să se continue acest proiect de hotărâre și să-i stimulăm cumva, pentru că s-a cunoscut anul trecut din număr de 6 prime de excelență, anul acesta școlar, anul trecut școlar, au crescut cu
5 premii de excelență de copii au fost antrenați și, într-adevăr, stimulați. Mulțumim. Deci problema e nu dacă îi dăm. E bine să îi dăm. Problema e dacă elevii știu. Știu. Deja banii sunt și cheltuiți în mintea lor de la începutul anului școlar. Asta e gata. Mă simt obligat să răspund domnului Costea, pe care îl respect în mod deosebit. De ce? Odată săream în sus și acum sar iar în sus. Atunci săream în sus când nu eram chemați la dezbaterile bugetului, acum sar în sus când nu sunteți informați cei care, răspund prin această cale și domnului Despan, PSD-ul face treaba asta, de se întâlnește în toată formula asta și bugetul este rodul gândirii comuni. Asta este problema acelor două sărituri care nu vi le explicați de ce. Pentru că e normal să spui când nu știi anumite lucruri, dar nici să întreb unde e intrarea în satul Berești. Scuzați-mă, aia nu mai e reabuit. Și de ce te supera? Nu mă supăr, nu mă supăr. Am zis doar atât, că ar trebui să ne vedem de satul nostru, pentru că punctual acolo ne știi exact. Poate vreau să ba da, ba da, da, dar sunt ședințele de comisii, sunt ședințele de comisii care ar trebui să le vedem. Nu numai PSD-ul trebuie să facă așa ceva, ci și celălalt. Vreau observații, Ioan. Aici la capitolul 6702-90, deci organizare sărbători de iarnă, cred că e greșeală, zic eu după mine, 201.724. 2017 și 26.000. Deci este o greșeală. Da, 26.000. Tipare, greșeală. Alte discuții? Eu am o mică intervenție. Nu odată, domnul primar, a amintit de apa care se vinde din satul. Să știți că procedurile foarte greoi, nu e chiar așa cum îi pare nou. Iar numai din apă nu iese, nu iese bar. Eu am făcut peste 500 de vagoane de vin, am cules strugurii din zonă și a fost benefic pentru cei care au dus struguri și din toată zona, începând de la Ruginești în toată. Deci, practic, banii s-au adunat de acolo. Eu toți banii am capitalizat și am ajuns la niște valori și acum am o cifră de apă. Frumoasă. Iar ca să faci cu apă, să pleci de la zero la milioane de euro, nu se poate. Din cauza vârstei am impresia. Nu-i prima dată. Ați înțeles greșit. Dar nu e așa. No, eu am făcut trimiterea la și am zis de băiatul, domnul Vespan, că știu ce face, da? Decât cu apa mea. A doua nu chiar așa cu și cu aia mă mândresc. Adică mai tare și mândresc, dar să mândresc și cu aia. Și cu aia mă mândresc, că m-am dus la ginere acasă, da? Și m-am dus și la el la servici, da? La Gerbres, și erau bitoane de la Sascut. Deci am scufând cu de om, apă de la Sascut. Dar trebuia să vă comparați cu dumneavoastră, nu cu mine. Cine este pentru? Împotrivă? Punem la vot proiectul Moroni. Cine? Supus. Ce face? Tot se dă. 3, 5, 6. Șase abține. Domnul Marian Ziada. Da.5 abține, 3 abține. 6. 7 abține. 2, 4, 5, 2, 7. Cine? Domnul Costea a ridicat.
Nu am abținut. Deci cu 7 abține. Se aprobă proiectul? Doi. Proiectul de hotărâre privind propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2018. Avizul comisiilor propune. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2, comisia 3. Favorabil. Propuneri pentru președintele de ședință. Propun eu cu domnul Popa Costel. Azi propuneți? Domnul Helteanu Stelic. Da, nu. Da, nu, ce fac măi, tărașul, stai să mințim. Alte propuneri? Cine este pentru domnul Popa Costel ca fiind președinte și ca fiind președinte de ședință? Deci cine este pentru? Regulamentul permite aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafețe de 1558 de metri pătrați către parohia ortodoxă de Sfânt Vechi, Sfinții Treierari, Comuna Sascu, județul Bacău. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Dar aici ar vrea... Întrebare și la Îngrămădiți-vă și eu, părințele de față aici. Ziceți dumneavoastră la un moment dat că pe raza cum este ascult nu există cimitir. Greșit. Există cimitir pentru că... Stil vechi, stil nou. E cimitir. Acolo se pune... Domnul, lăsați! Lăsați după aceea! Nu. La tine am pretenții. Și spuneți mai departe. Dar am lăutat că a venit chiar în apărul ea. Ziceți... Fiind nevoie să meargă pentru un humări în satul Cucova. Unde-i posibil așa ceva părinte? Vechi, normal, e firesc. Ce problema am eu? Care nu înțeleg. Eu știu că acolo este o neînțelegere într-un cândva. Pentru că acolo este o vie care, știu eu, cineva o revendică. Deci mai mult e dificil. Așa. Nu. Deci nu trebuie. Eu știu lucrurile. Da. Deci... Nu că nu sunt, de acord ca să-i se dea domnului părinte pentru a rezolva problema asta. Problema este să nu aibă după aceea necazuri cu revendicarea pământului acelea și să regimul juridic. Care e regimul juridic? Deci asta eu am de unde nedumerirea asta, știți? Că acolo scrie vinuri. Eu știu că venea un ies care spunea că are via lui acolo. Mai departe, vă? Da. Atât, nu, atâta eu... Sunt două familii, una e pe stil vechi, care se numește Tochilă, și unul e ortodox, care se numește Reapăschică, cum îl cheamă?
Țârlic. Dar nici țârlic. Lupul. Atenție. Nicu, dacă părintele, dacă nu dumeresc pe Nicu și pe Maria, nu e o problemă. E bine că v-ați așezat între ei. E foarte bine. Nu mai am un pic de liniște. Ce vreți ne-au luat? Eu am mai avut propuneri pentru treaba asta, când cu cimitirul care l-am donat la Biserica de Reșa. Da? Foarte amintit. Ai murit în 2006. Bun. Avem proprietari care nu sunt de fapt proprietari, n-au niciun document. Terenul ăla e constituit în rezervă. Primării. Atenție. Ca să liniștim spiritele lui Nea Buță Mare la Mătire. Mihai. I s-a dat banii și nu mai revendică nimic. 90 de milioane. Da. Un mobil. Deci pentru 500 de metri, 600 de metri. Și lui ăsta... De ce-o lua banii? De ce bază? De ce nu-i terenul lui? Atenție un pic, băi, nu-i greu. Domnul Sfântul, știți ce mă deranjează? Mie mă deranjează că nu aveți răbdare. Domnul Maria. Vreau să faceți puțină liniște ca să ascultăm. Domnul Maria. Ce a zis domnul Costea? A zis bine. Domnule, ce vrei acolo să vinzi fără document? E al tău. Dacă să nu ai mai târziu repercursiuni de genul cum le-a judecat domnul consilier, eu am zis așa, domnule, validarea nu ți-o poți face decât prin hotărâri de Dumnezeu. Te duci în instanță să faci dovada, n-ai făcut dovada, la revedere. Decât să te duci să cheltuiești în instanță. Acolo e și un loc mai netrebnic. O să vedeți. Zic, mai degrabă te împaci cu părintele. Și am venit atunci Nea Popică, tata băieților de la Bacău, și s-a asumat el responsabilitatea, pentru că, domnule, și eu mor ca mâine, nu ne mă îndrag. Și sunt ca acești oameni de stil vechi, da? Mulți acolo. Și, domnule, împacă-te cu el, fă schitanță, că nu-i să-l revendești niciodată. Au făcut-o ei în fața notarului dat, bo? Acolo, la tochilă. Nici ăla nu are. Și mi-a zis, domnule, dacă vrei să revendici dreptul de proprietate al tău, la fel le-am dus lor, dar nu vrea bani. Și a domnului, eu oricum o ascult pe mama, mă ascult pe mine, pe fratele meu, că noi suntem și noi pe Silve. Și n-ar fi o problemă că au dat alte donații case la biserici. Pentru noi e bucata asta de pământ. Dar aș vrea și eu să creați o facilitate, când nu aveți un loc, două, trei de casă, să dați-mi un loc, că viu din străinătate să fac ceva. Și a zis, hai cu mine să vezi unde îți dau. La ieșire din cartier, unde podul ăla s-a scusat, pe stânga bostăneasca, a ocupat acolo toată bucata aia, dintre care avea deci numai la 1000 de metri. 1000 de metri l-a vândut cu pui, că nu mai rețin, poate știți voi acolo, la Sapsar, și a zis, diferența de până la 1000 de metri să fac un act compensator pentru ăsta, dar tot legal. Deci, restul rezerva, am prins-o la rezerva primării și o donă bisericii pe stil vechi. Dacă vrem să rămânem noi și să găsim altă formă, n-aș vedea o cale, pentru că cea mai legală este donația de către Consiliul Local a unei suprafețe de teren, care este rezerva primării. Deci... Aia a fost de realitate pură, fără niciun fel de altă elegantă. O întrebare, este eliberată de sarcini? Da. Dacă este eliberată, poate aproba Consiliul. Corect. Sunt probleme. Trebuie să ne abținem. Acum, stați să vă întrebare. Este în sarcină, dar că nu este al nostru, nu este terenul nostru, cum putem să concesionăm pe bază că ei au făcut un act de mână. Nu este legal, deci, primul. Haideți să facem altceva, că aici am scris, se aprobă
de noi, folosiți Consiliul Local. Nu, noi aprobăm doar. Sunteți de acord să-și facă acolo un cimitir, în limita legalităților între alte, între ei. O să vină ăsta, asta nu mă la cuvânt, că mi-ai dat un altă parte, neavând alte. Vin și să răzbună asupra Consiliul Local, domnul consilier. Dar cum ați dat dumneavoastră să folosiți un teren care nu erați în proprietatea noastră? Că noi nu suntem proprietari pe el acum. Dați voi să vorbesc și eu un pic acum după dumneavoastră. El nu are titlul de proprietate de 20 și ceva nu, de ani. Nici la rol. Am înțeles, nici bun, nu are, deci, dar nici de noi nu-l avem. Domnul primar, nici terenul nostru nu este, aici e problemă. Da, primaria. Nici a primăria consiliului local. Să mă iert, au trecut 20 ceva de ani de zile și nu i s-a dat titlul de proprietate, n-a solicitat în termen legal, domnul Costea, n-au solicitat în termen legal această treabă. Și cine a solicitat, n-a solicitat Păchilă, a solicitat Țărlică. Țărlică a luat banii și nu mai bine. A luat banii, face cu părintele o minută în care el se obligă în fața notarului că nu mai contestă, nu mai are, nu mai are. Deci, a terenul ăsta, doamna, în care registru? A domeniului privat? Terenul? Terenul, unde se regăsește acum la primărie? Nu. Unde se regăsește acum? Nu, public. Că nu poți să te duci, Mariane, dacă vrei să facem altceva, putem să ne ducem pe el în domeniul privat, dar... Ia, dar tu ești tu, hai să mergem cu el. Atenți un pic, Mariane. Actul de donație din orice domeniu are aceeași acuitate. E valabil și așa, e valabil și așa. Actul donații, dar noi îl condiționăm, domn primar, îl condiționăm și îl condiționăm noi. Privatul, nu public. Asta, publicul și noi nu avem voie. Nu avem voie să condiționăm. Păi nu, dar noi condiționăm. Eu nu condiționez aici, am vorbit, domn primar, condiționez părintului. Biserici, reprezentanți la biserici. Deci atât. Adică eu vă spun ce mai ilegal. Deci ce mai ilegal. Mergem pe obraz aici, mergem ce mai legal. Dacă eu ajuns la înțelegere. Mai departe. Punem la vot în condițiile care... Este posibilitatea, dar voi mă opin. Sunt de acord ca totul să se rezolve pe mod legal. Și putem face asta prin Consiliul Local, prin reglementarea situațiilor în care unele terenuri au fost ținute ilegal. Și atunci îi putem face dânsului concesionarea. Pentru că deține în mod ilegal, deține terenul, să-l punem în legalitate. Deci, și poate să facă asta Consiliul Local, dar în urma unui regulament care trebuie aprobat și care trebuie... Da. Dacă nu era vorba despre biserică, eu acolo pot să pun pe oricine care revende cu noi pe proprietate legal cu hotărârea Comisiei Județene, hotărâre definitivă în instanță. Terenul este descărcat de sarcini, și faptul că a intrat în domeniul public, da? Dăm aceeași gratuitate cum am dat și la Biserica de la Berești. Pe izlajul domeniul public al Consiliului Local. Deci, în aceste condiții, dacă este descărcat de sarcini, supun la vot proiectul numărul 3. Deci, votăm dacă suntem de acord cu concesionarea acestei suprașitare a Consiliului cu atribuirea gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, la suprafeții de 1558 de metri pătrați. Cine este pentru? Vă rog să specificați acolo, dacă este într-adevăr descărcat de sarcină. Da. Altfel nu se vede. Păi așa scrie. Deci dacă este, da. Specificați-o, prin general, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate de voturi, proiectul numărul 3 a fost aprobat. 4. Proiect de hotărâre privind propuneri pentru aprobarea unui ajutor de urgență. Avem un ajutor de urgență, deci Leonte Valerian solicită suma de... solicită un ajutor de urgență. S-a propus 2500 de lei, dacă sunteți de acord. Supunem la vot. Până acum s-au dat 20 la toată lumea, nu?
la cel mai mult. Eu așa. El are vinul mai mare. Nu știu, nici nu știu despre ce e vorba. Vale, vale cu el. E caz mare. Iar o fost casa. Iar casa nu mă incendiu, este un alt lucru urgent. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Favorabil. Punem la vot acest proiect. Proiect numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 4 a fost aprobat. Iar la diverse avem două cereri. Subsenatul Anghel Cristian Mihai domiciliat în Bacău. Rog să aprobați compensarea cheltuielilor aferente investiții legate de cabinet. Cabinetul stomatologic din localitatea Sascut. Compensarea cheltuielilor cu cine? Cine cu stomatologic? Aici avem domnul doctor. Dacă suntem la vot, și punem direct la vot acest lucru. Sunt de acord câteva lucrări aici, un ciment, un văruit, presia astea care rămân la noastră. Dar văd că el avea ceva și cu obiecte de inventar aici. Îmi pune plavoar, patru bucăți, îmi pune... Păi ia, păi da, dar și dacă rămâne aici, noi trebuie neapărat acum să ținem destinația aceasta, la poate vin un dentist de la două laboare, sau poate vrea cinci laboare. Dumneavoastră, la cooperația de consum, da. Doamna Leana Răuță, când ați investit ceva, da. Vi s-a scos de la... Nu! Da. Nu mi s-a scos. Cum? Ia întrebați-o, doamna Leana, ia spuneați-o. Să-i soție. Nu s-a discutat. Deci nu ne-a spus, absolut nimeni ne-a scos. Deci nu ne-a spus nici măcar ce-a vrut, chiar mă paie, tot ce-a... S-a compensat. Nimic! Cooperația n-a compensat un leu. Întrebați-o, doamna Leana. Un leu, da. Nici măcar prin chirii, să dăm în chirii. Dar nu asta vreau să spun, nu asta sunt de acord. Atenție un pic. Doctorul ăsta, care vine, creăm o chestiune pentru oameni. El vine pentru a trata oamenii, da? Contra cost, nu e o problemă. Dar când să fiu serios, când vorbim, să fiu foarte atent cu investitorii, să creăm facilități, să găsim condiții, cum am găsit pentru ceilalți medici, nu? Să negociem prețuri mai mici ca să avem medici în comună sau să fugă de noi. Suntem singura comună din județ care avem 6 medici. Da? Vorbați înțeles, deci noi utilăm acel spațiu, dar... Păi noi pun din condiție acum, cu minimum... Când spatem proiectul de hotărâre, da. Toate aceste bunuri, da, rămâne în definitiv în funcțiune pe ce trebuie... alt cabinet de după acolo, noi ne schimbăm destinație. Păi, dar uitați ce scrie aici, vă dispun de clar aici. Baterii, 2 bucăți, calorifere, 5 bucăți, centrală termică, robinet, calorifer. Deci sunt niște chestii care nu ne-au treaba noastră, ci și a el. Mă avea un pic și punea și ăla de scos dinți, tot aici. Mă avea un pic și punea și pe ăla. Dar uitați, v-ați uitat de ce scrie aici, dar nu luați-l toate la cap. El când pleacă și-a rămas scaunul pe tot. Scaunul și aparatul. Dar nu mic, dar o să rămân, de exemplu, o să rămân 5 ghiuvete acolo. Vezi cu lui, apoi trebuie 5 ghiuvete. Trebuie una să speli pe dinți acolo. Prin ce trebuie mic după 5 ghiuvete? Faptul că să scane chirii și nu pătim bani. Deci noi acoperim doar atâta. Gresii, într-adevăr, gresii, faianță, văruit, tot uși, tot geamuri. Aia da. Restul ce și utilează el și le ia acasă. Dar nu, eu vin pe tine și nu-i șupă. Domnul Marian. Domnul Marian. El își pagă și boilele electrice acum, care-i costă banii. Dacă ar fi fost... Nu, eu sunt de acord, dar sunt prea mulți bani. Dar cum să... Cum o să ia WC-ul și pleacă? Dar nu WC-ul, asta faci. Ia-ți pietrele, pleacă la casă. Dar nu WC-ul, asta faci. Ia-ți geamul de acasă. Nu ați citit minunță de tăță acolo. Noi aici... am creat niște facilități. Ca să vină doctorul. Ca să vină doctorul să-l izbori. Și așa te duc la cuție. Dacă îmi permite. Dar de un an tot vine. Chiar la ședința trecută, în cadrul ședinței trecute, domnul Helteanu și alții colegi de-ai noștri au ridicat problema că în Sascut nu există un cabinet stomatologic, nu există un doctor stomatologic. Și să facem ceva, domnul, în ce sens? De ce facem discuția aiurea? Domnul Marian, nu lea sau comentează faptul că s-au alocat în ce subiect.
să puneți la vot și ce ați să mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Adică domnul Marian a fost dirigeaba acum. Nu, 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 dar... Eu am vrut să-i dirigeaba, nu ați vorbit folos. Deci să punem la vot. Mulțumesc, domnul Marian. Ne combatem împotrivă. Uite, și domnul Marian a vrut. Dar eu sunt de acord cu așa și om, eu nu sunt de acord să plătesc lui utilități, dar cine am înțeles, dar de ce se plătesc? Deci, în continuare, dacă te duci la el, spui să stai și limba. Vă rog, liniște, mai este un aviz de principiu, doamna Zăbetar, vă rog, doamna Blaga Sica dorește să închirieze în școala primară de la Conțești, pentru un cămin de bătrâni. Doamna Blaga. Vă... Vă rog, vă rog să mă ascultați un pic. Vă rog să mă ascultați un pic. Școala de la Conțeș, cu toate investițiile care le-a făcut noi cu Banca Mondială atunci, din cauza lipsei de copii, este închis. Și orice clădire care părăsită și închisă, se degradează. A venit fetișoarea asta că vrea să facă un cămin de bătrân. A venit și doamna ta Sica mai înainte. Știam care la fabrică. Amândouă. Spațiul de la fabrică nu e corespunzător, nu are vorbele. Acum, ce zic? Faci un lucru din ăsta, mai mișto e să facă acolo, adică prin ghiretele astea pe aici sau prin toate. Hai să ne gândim la părinții noștri care, sau înaintașii noștri care nu au copii, care nu au niciun sprijin. Eu sunt deranjat de unele lucruri, s-a întâmplat cu vreo doi prieteni pe la spital, pe la ușă, ridim așa primărie, adi, roagă pe la Sica, du-te acolo. Toată lumea întreabă de cuponul de pensii când e vorba de treaba. Dar dacă faci, eu sper să am încredere în ea să facă lucrul ăsta, dar cum o văd eu combinată și complicată cu cine e, parcă mi-aș face un semn, dar mi-aș pune un semn de întrebare. Supunem la vot această... Mai întâi dacă e legal, ilegal să închirem, să închirem o unitate de învățământ în alte scopuri, da sau nu? Chiar dacă ea acum este... Deci unitatea de învățământ, da? Atenție un pic. Nu mai aveți noastră sub... Deci niciodată n-a avut. Deci toate unitățile de învățământ sunt în patrimoniu Consiliului Local. În administrare. În administrare, dar nu e cu destinație de învățământ? Administrarea, domnul Leonis. Noi ce facem acum, aia facem. Concesionăm, să administreze cineva acolo. Să facă, să ia... Care schimbă destinația? Să dea înapoi la pe care să-mi dea în condițiile cum îl preia. Adică curat, aranjat. Ei, chestia cu concesionarea, să vedem la ce nivel se ridică. Asta e acordul de principiu. Acordul de principiu aici e problemă. Da? Dar nu e proiect de hotărâri, este o solicitare. Cum a fost și cealaltă, să ne ducem să gândim. Acum gândiți fiecare cum vreți. Dacă e bine așa. Întrebare. Toată clădirea să o dați? Da. Și unde mai țineți secții de votare? Unde mai faceți o adunare? Unde acum, mai faceți? Acum, Nicu. Nu, am întrebat. Deci, acolo conțește altă posibilitate. Este un punct de vedere care trebuie gândit. Deci, uite, faptul că am adus în atenția dumneavoastră treaba asta, ne gândim să păstrăm un spațiu și pentru așa ceva. Dar, în funcție și de solicitant, să vedem cât vrea. S-ar putea, din cauza dimensiunilor mari care sunt acolo, să renunțe la toată clădirea. Să ia numai jumătate. Asta am întrebat. Da, dar de asta facem dezbatere, de-abia acum. E treaba bună. Deci, supunem la vot această de-apărâre. Cine este pentru? Parțial. Acord parțial. În spate să rămână la... Să folosească comuna și primăria pentru ședințe, pentru diferite întâlniri. Facem o anexă la treabă și îi spunem acolo condițional. Condițional. Și spunem asta. Da. Ca să intre în legalitate acolo 3 milioane, măcar 2 milioane. Sunt de acord cu acest an.
Hai din principiu. Să se aprobă. Domnul Popa, domnul. La diverse, vreau să propun Consiliul Local un concurs la nivel de sate, să organizăm un concurs la nivel de sate, care să-l numim sugestiv sat curat, sat cum vreți, în care să, nu să obligăm, în care să încurajăm omul să facă curățenie, în fața porții, să facă curățenie, să întrețină curățenie aia și dăm câteva premii la nivelul satului. Iar bani. Dar așa contribuim la părerea mea, pentru că am văzut și această chestie nu vine musai de la nimeni. Au venit cetățenii din sat, care au spus, sat, e vorba de sat, deci gospodăriile să-și gestioneze fața. Nu este obligația. Este, este, dar noi dacă încurajăm, domnule, e o propunere, dacă vreți sunteți de acord, e bine, dacă nu, este o propunere. Deci, dar organizarea unui concurs la nivelul satului, cine are șanță mai curat? Frumos, asta este una. Și tot la nivelul satului să începem să organizăm colectarea selectivă a gunoiului, să facem acele îngrădiri, pentru că nu o să mai putem lăsa acele pubele raiște, să le betonăm așa cum cere ordonanțele și cum cere legea viitoare. Să începem să facem colectarea selectivă a gunoiului. Două propuneri. Așa vreau și eu o problemă. Aș veni cu o precizare sau cu o idee către domnul primar. Persoane care au până în 6 milioane de lei pensie și cei care au peste 70 de ani să nu le mai, să mai plătească impozite de la impozite și taxe la la primăria, cum să spun. N-ar fi bine? Adică vin cu aceasta pentru că a fost propunerea noastră la început de acum 2 ani și văd că nu v-ați spus de cuvânt. Adică eu acum v-aș aminti, așa am spus. Și am văzut că n-ați făcut în buget de asta. Deci eu să studiez solicitarea și chiar mă bucur că au fost o promisiune. Bravo. Și de-a ta. Aici da, aici în sfârșit îmi place. Da. Bun, deci eu spus... Băi, Maria, e bine și mai târziu decât niciodată. Da, așa da, dar nu poți să avem la ședința într-o atmosferă cordială. Declar ședința.